Stubby! Din drum. Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Ca să evite impactul cu o șoferiță neatentă, un bărbat a tras de volan, a dărâmat un stâlp de beton și a ajuns cu roțile în sus chiar într-o benzinărie. Puțin a lipsit să intre într-una dintre pompe și doar câteva secunde înainte, pe trotuar a trecut un copil de mână cu o femeie. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Remol de la radio este la ușă. Poți face lucrurile mult mai comode, dacă dorești. Și 14 județe din sudul și estul țării sunt din acest moment sub avertizare cod portocaliu de viscoz. Va fi ninsoare abundente, vânt puternic și temperaturi care pot cobori la minus 20 de grade Celsius. Iar autoritățile nu exclud instituirea codului roșu pentru anumite zone. Mini-vacanța elevilor s-a prelungit și astăzi, iar studenții de la Universitatea din București își vor reprograma examenele. Echipajele de urgență stau în gardă, trebuie să fie gata să intervină oricând și oriunde. Ce aiurit a pus floarea asta dezgustătoare pe piciorul meu? Să nu vă întoarceți fără oul de aur. Fugiți și ajutați-l pe fratele vostru. Hai, ridică-te! Frate din drum. Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Oh, nu pune mâna? E pentru cină? Dacă vă las, nu mai rămâne nimic. Șup, șup, afară din bucătăria mea, hoților! Deșteptarea, picioare de mele! O iau razna! De ce să o iei razna? Măcar suntem împreună! Bietul 7 puncte e singur și ne-a ajutorat în locul ăsta oribil! Nu mă lua tu cu hască de medicule! Eram pe care să câștig toată masa! Singur, pe jos, nu pot să-ți dau voie! Cum? Dar unde sunt? Pe acoperișul urâților. Adulmecai în... E despre o petrecere grozavă de care am auzit și e unul dintre cântecele mele preferate. 1, 2, 3! A fost el! Dacă invitații scria că e azi! Nu fi capsec! Nu poți mânca mirosuri! Avem nevoie de mâncare adevărată! O vezi pe nouă ochi acolo? Asta ar trebui să faci și tu! De ce? Oh, nu! Te-am avertizat să nu mai mănânci! Ți-am spus că nu ești bună la asta. E cel mai tare truc al meu. Nu amețesc niciodată. Ce-ar fi să-ți găsești un loc în internat? Începem lecțiile la 8 dimineața. Amy poate să-ți spună care sunt regulile. Internat? Reguli? Mie nu-mi convine. Un ou din pietre? Ce aiureală! Ei au învățat lacrimile pe obraz, iar mamei sale i-au secat. Aurelia a fost înmormântată cu onoruri militare. S-au adunat în jurul sicriului alb cei dragi, colegii, oameni care i-au văzut chipul pentru prima dată la televizor și moții care au ajuns primii la avionul distrus. Regretul că n-au putut o salva și pe ea este mai mare decât bucuria că i-au salvat pe ceilalți. Oh, nu pune mâna? E pentru cină? Dacă vă las, nu mai rămâne nimic. Bună, sunt Nifty. Dacă vei cânta în liniște... Șobolan de mlaștere! Sinteți istorie? Bine veni la Happy Hotel! Vei vedea că vei iubi acest loc! Ia iureala asta de aplicație de impresariat artistic e complet inutilă! Cerul s-a cutremurat ieri în satul mare. Ioana Vivien, fetița de 10 ani omorâtă și aruncată la gunoi de cumnatul ei, a fost condusă pe ultimul drum. Mama și sora ei au stat neclintite la căpătuiul micuței. În jurul lor au fost zeci de oameni îndurerați în drumul spre cimitir. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Sper că munciți din greu aici. Mergi leneș! Școala iepurașilor e în pericol! Cap de foc! Ei bine, prietene, ți-ai revenit exact când aveam nevoie de tine. Tu mă crezi o simplă unealtă să mă iei de oriunde aș fi? Tu chiar mă crezi un amărât de clown? Seamănă cu un cap de fulgi! Oh, nu!
Vei plăti pentru asta, Robert? Vei plăti pentru asta! Vei plăti pentru asta? Oh, vei plăti pentru asta, Ginger! Oh. Vei plăti pentru asta, Ginger! Vei plăti pentru asta! Veți plăti pentru asta! Vei plăti pentru asta! Ți-am spus că urâții vor pleca atunci când se va face frig. Da, da, ai avut dreptate. Urâți, aiuriți. Ne-am dus la închisoare. Capitanul era să le libereze pe Bernardo, dar apoi a sosit un bărbat cu o mască. Zicea că numele lui e Zorro. Oh, și a luptat singur cu... Diego, trezește-te! Iar în ceea ce te privește pe tine, e grav că ai fugit iar în pădure. Dar pe data asta ai obligat-o și pe Elisa să meargă cu tine.